Odată cu disputarea meciurilor din etapa a noua, s-a încheiat turul sezonului regulat din Liga 3-a de fotbal. În seria 7-a, CSMD va încheia turul pe poziție secundă, la un punct de liderul Axo Filiaș și nu a pierdut niciun meci. În ultima partidă, CSM a trecut cu 4-0 de Gilortul Cărbunești în derbiul rundei. Golurile celor de la CSM au fost marcate de Caiondo, care a reușit dubla, Popescu și Bedea. Știam că întâlnim, din punctul meu de vedere, cea mai bună echipă la ora asta a serii, dar noi am fost nevoit să ajungi dumneavoastră, am avut foarte mulți copii în teren, am fost nevoit în minutul 30 să scot atacantul nostru cu experiență, am băgat un copil, am avut portar de 2006 în teren, apoi iar ni s-a accidentat și său o problemă, să Ulescu, fost jucător al Devei, dar trebuie răbdare cu acești copii, trebuie încredere, este un rezultat urât, dar trebuie să primim în față cu multă personalitate, cu multă încredere și ușor, ușor acești copii să prindă mai multă încredere și să-și dorească să joace mai mult și să-și dorească să crească, să urce mai sus, că asta este idealul până la urmă la un copil tânăr. Tehnicianul Devenilor, Ștefan Nanu, este mulțumit de evoluția echipei sale în tur, dar se gândește deja la ce va mai fi din iarnă încolo. Fostul internațional își dorește întărirea lotului cu câțiva jucători cu experiență cu care să ajungă cât mai sus în play-off, acesta fiind principalul obiectiv la CSM, nefiind exclusă implicarea în lupta pentru promovarea în eșalonul superior. Da, după 9 etape suntem neînvinși și în primul rând felicit jucătorii pentru atitudine, pentru joc. A fost un joc frumos, cu o posesie foarte bună, goluri frumoase, trebuie să continuăm pe aceeași linie. Începe returul, vom avea meci cu Bradu, cu Hațegu, sunt două jocuri din punctul de vedere grele, cu toate că sunt echipe mici, eu le respect și tot timpul echipele mici vin cu altă atitudine. Suntem în grafic, pe noi ne interesează foarte mult play-off-ul, să prindem play-off-ul și din iarnă să pot să mă organizez din toate punctele de vedere de a mai aduce 2-3 jucători, ceea ce îmi doresc eu. Deva are cu 5 puncte mai mult decât ocupantele locurilor 3-4, Viitorul, Șimian și Cărbuneștiul, cu 5 mai multe ca Jiul și cu 6 peste Voința lui PAC, acestea fiind practic echipele care se luptă pentru intrarea în play-off.